Bună ziua, dragi tauri, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare din Oracolul Dragostei pentru voi, dragilor, pentru ultima săptămână din februarie. Și voi începe, ca de obicei, cu sfaturile îngerașilor pentru voi, tauri. Să vedem ce au de spus îngerașii pentru tauri, ultima săptămână din februarie. Un mesaj. 2. Primul mesaj pentru tine dragă Taur este de la îngerașul Indriel. Acesta spune: Ești purtător de lumină. Dumnezeu are nevoie ca lumina și iubirea divină să strălucească, asemenea unui înger, peste pământ și peste toți locuitorii săi. Wow, acesta este un mesaj extrem de luminos, exact cum sunt cuvintele pe care le conține. Este un mesaj care te vizează pe tine, dragă Taur, în această ultimă săptămână din luna februarie. Când, iată, chiar dacă soarele nu și-a făcut apariția cu toată forța sa pe cer, tu, în schimb, vii plin de lumină și ești gata să-i ghidezi cu aceasta pe toți locuitorii Pământului sau, cel puțin, pe cei care te pot vedea, pe cei care pot fi în preajma ta. Bucură-te că ești un asemenea mesager al luminii și al păcii pe pământ, pentru că în asta contă, constă valoarea ta și în asta constă misiunea ta personală, una dintre misiunile tale personale de pe acest pământ, din această viață. Este sigur că tu ești conștient deja de valoarea ta și probabil că faci deja pași măreți în această direcție, în direcția propagării a tot ceea ce este bun în jurul tău. Și noi ținem să îngera și țin să te felicite pentru acest lucru. Se pare că Dumnezeu are nevoie de purtător de lumină în orice moment al vieții, și uh, ești asigurat, iată, că tu te desfășori precum, unui îngera, precum un îngeraș, uh, iată, peste întreg pământul. Și chiar dacă uh, majoritatea pământenilor, să zicem, nu te pot vedea, pentru că sunt la mii și milioane de uh, mile și de kilometri de depărtare de tine, uh, totuși... Uh, tu reușești să împarți lumina pe care o uh, deții uh, cu ei. Să nu te îndoiești de asta. Uh, da. Al doilea mesaj de la îngeraș este de la îngerașul Tereza, care iată ți spune, Gata, ai fost atât de ocupat, ocupată cu satisfacerea nevoilor altora, însă acum e vremea să te oprești și să ai grijă de tine însuți. Este un mesaj, din nou, destul de îmbucurător pentru tine, Taur, care vine să te asigure de toată, de toată stima și de toată grija cerului, care se coboară către tine, spunându-ți, amintindu-ți să nu uiți, dragă Taur, să te îngrijești pe tine, să ai grijă și de micile tale bucurii. Și de micile tale plăceri, care nu-i așa, nu trebuie ignorate, pentru că de aici se naște un izvor nesecat de oportunități care se pot ivi în viața ta. Ce vreau să spun cu aceste cuvinte este că, în momentul în care noi avem grijă de noi, atunci și cerul își pogoară binecuvântările asupra noastră. Pentru că iubirii de Sine. Îi urmează întotdeauna și iubirea apropiului sau iubirea celorlalți. Se revarsă asupra noastră cu binecuvântări. Da, de aceea este foarte important să te oprești un moment și să cugeți la faptul că foarte mult timp este posibil să fi fost ocupat cu satisfacerea nevoilor sau a trebuințelor altora și te-ai neglijat un pic pe tine, în acest caz este foarte recomandat să te reîntorci spre tine, să îți acorzi acele momente de care tu ai nevoie pentru a-ți recăpăta puterea, pentru a-ți recăpăta echilibrul de care cu toți avem nevoie, pentru a face următoarele uh, schimbări sau pentru a face următorii pași în viața noastră. Mulțumim îngerașilor! Să vedem acum uh, lectura Oracolului Dragostei pentru tine, dragă Taur, în ultima săptămână a lui februarie. Oracolul Dragostei. Avem o carte deja. Mai avem nevoie de încă două. Deci voi mai extrage două cărți. Una, două. Să vedem mesajele. Um. Primul mesaj al cărților oracolului pentru tine, dragă Tauri, este self-indulgence. Indulgență față de tine însuți. Te focusezi asupra sinelui, valoare, valoarea sinelui, îți acorzi timp să te vindeci, efectuezi o muncă cu umbra ta, te apreciezi mai mult. Da, aceasta este o carte extrem de valoroasă pentru că, iată, merge spre uh, valoarea propriului sine, spre evaluarea acestei valori. Uh, se pare că niciodată nu este prea târziu să facem această evaluare. Uh, dacă tu te poți uh, uh, socoti pe tine ca fiind cineva valoros atunci și ceilalți nu vor întârzia să apară cu aprecierile lor și este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că nu e așa. Avem nevoie de aprecierea celorlalți pentru ghidarea noastră interioară. Este foarte important că ți acorzi acest timp pentru a te focusa pe tine însuți, pentru că iată că a sosit timpul să-ți consideri uh, abilitățile, să-ți consideri uh, tot, toate cunoștințele pe care le-ai căpătat în ultimul timp, uh, toată valoarea pe care ai adunat-o uh, și să te bucuri de faptul că ai ajuns la această etapă și să împărtășești, bineînțeles, tot ce ai adunat cu ceilalți. De aici vine și valoarea și aprecierea valorii propriului sine din faptul că tu poți, poți împrăștia în jurul tău și poți împărtăși cu ceilalți ce ai învățat până acum. Este, de asemenea, acesta un timp de vindecare indiferent prin ce ai fi trecut până nu de mult, este foarte important să te focusezi asupra etapelor pe care le-ai parcurs, asupra evenimentelor trăite, să tragi la un moment dat linie și să spui gata până aici a fost, se pare că aceasta a fost lecția mea de viață, de aici am tras niște învățăminte. Iau aminte la aceste învățăminte, și de acum înainte îmi dedic puțin timp mie pentru vindecarea propriului meu suflet, pentru ca apoi să merg mai departe. Este de asemenea o muncă în acest timp cu umbra ta, o muncă cu acele sentimente pe care din când în când, din păcate, cu toții le nutrim și care sunt mai puțin mai negative în viața noastră, nu este cazul să le număr aici. Un, sentiment, un asemenea sentiment pur și simplu ar fi mânia sau supărarea pe care noi le o nutrim în adâncul sufletului nostru, aceste sentimente negative creează blocaje la nivelul sufletului nostru și nu ne lasă să mergem înainte, să pășim pe drumul nostru spre mai departe așa încât este și o perioadă în care tu poți medita la această umbră a ta și să o vindeci. Este o perioadă în care am spus te apreciezi mai mult pe tine. Al doilea mesaj din partea cărților de oracol este fluturele evoluția unei relații în următoarea fază, îți vindeci copilul interior, crești. Este un mesaj extrem de înălțător, iată, precum fluturele, da, care se știe, trăiește o singură zi, dar cât de măreț își îndeplinește această misiune a lui personală în viață, cât, cu cât de multă dezinvoltură zboară pe, zboară prin uh, natură, pe lângă noi. Uh, practic, uh, el trăiește clipa. Uh, așa ar trebui să facem și noi. Uh, se pare că, uh, dacă te afli într-o relație, ești pregătit pentru a face următoarea mutare, uh, pentru a te. Uh, Orientați spre o nouă etapă, spre o nouă fază în evoluția relației tale. Poate că unii dintre voi sunteți hotărâți, sunteți decis să vă mutați împreună cu partenerul, partenera. Unii dintre voi ați putea hotărâ să faceți un copil împreună sau alții ați putea lua decizia cea mare de a vă uni destinele. De ce nu? Este și un moment în care vă vindecați copilul interior. Această vindecare a copilului interior, bineînțeles, se face lăsând să intre în viața noastră și acele momente unice de joc și joacă, de ce nu, de bucurie ingenuă, bucurie pe care o putem simți. La aprecierea celor mai mărunte lucruri din viața noastră, celor, al mă, celor mai mărunte, dar nu nesemnificative. Se pare că, făcând acest lucru, tu înveți să trăiești, înveți pas cu pas să te miști spre faza următoare și astfel crești. Crești, evoluezi spre, spre regăsirea măreției Sufletului tău. Al treilea mesaj pentru tine, dragă Taur, este ochelar de soare. Uh, privești, uh, este vorba despre percepție aici și despre a te focusa pe un anumit lucru sau altul. Uh, da, uh, este foarte importantă percepția în viața noastră. Dacă te focusezi în acest moment pe un anumit eveniment din viața ta, ai grijă să nu o faci pentru mai mult timp decât este nevoie, mai ales dacă, ce, dacă acel eveniment a trecut deja în viața ta și dacă a fost puțin mai nefast. În sensul acesta, nu-l lăsa să te mai tulbure. Poți face puțină meditație, poți face anumite exerciții pe zi, măcar pentru 15 minute pe zi, poți opri puțin timpul, asculta o muzică liniștitoare, astfel încât să te detașezi încet, încet de problemele care te pot tulbura. De asemenea, dacă te poți, dacă îți uh, orientezi percepția spre uh, un eveniment viitor care nu a avut încă loc uh, în viața ta, dar pe care tu îl dorești cu ardoare, uh, de asemenea, uh, îngera și te ghidează să fii mai atent și să uh, îți reorientezi atenția spre momentul prezentului uh, dinspre trecut sau viitor, pentru că Acestea nu sunt decât măsuri relative ale acestui moment infinit, care este prezentul și care ne este, de fapt, acordat nouă spre bucuria și spre uh, trăirea noastră. Uh, cam acestea au fost mesajele pentru tine, dragă Taur. Uh, îți mulțumesc pentru vizionare, te invit și la alte etalări pe viitor. Uh, toate bune!